Bun găsit, dragi gospodine și gospodin! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Angela Usturoi. Pe acest canal veți găsi rețete ușoare și delicioase, altceva decât rețetele noastre românești cu care suntem obișnuiți. Deși noi gătim românește în casă, am învățat aceste rețete aici unde locuim de ani buni și m-am gândit să le împărtășesc și cu voi. Astăzi vom găti creveți scampi pentru iubitorii de fructe de mare. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Vom avea nevoie de 350 de grame de creveți curățați, sare și piper, ulei de măsline, 4 linguri de unt, 6-8 căței de usturoi tocat, un sfert de linguriță de fulgi de porumb, coaja răzuită de la o lămâie, 4 linguri de suc de lămâie și cam o jumătate de legătură de pătrunjel tocat. Această rețetă este una dintre cele mai simple rețete pe care eu le-am făcut, dar în același timp este super gustoasă. Așezăm creveții pe o farfurie, așa cum am făcut eu aici. Și îi asezonăm cu sare și piper. Amestecăm. Mâinile întotdeauna trebuie să fie curate, super curate atunci când gătim. Acum dăm drumul la foc. Focul să fie mediu. Punem câteva linguri de ulei. Și așezăm creveți. Creveții sunt gătiți atunci când și-au schimbat culoarea în roz și au luat forma literei C. Când îi cumpărăm, trebuie să îi curățăm de coajă sau de pierița lor și de asemenea trebuie să facem o crestătură aici pe spatele lor, să scoatem intestinul gros pe care ei l-au. Dacă nu scoatem, s-ar putea ca ei să devină amari. Vedeți cum își schimbă forma ca o literă C? Creveții nu trebuie gătiți mai mult decât trebuie, pentru că vor deveni tari. Acum îi putem întoarce pe fiecare în parte și pe partea cealaltă.
Adăugăm puțin ulei, dacă este nevoie. Creveții s-au făcut, îi scoatem. Mai adăugăm puțin ulei și adăugăm și untul. Uleiul se adaugă împreună cu untul pentru ca untul să nu se ardă. Dacă se arde, dă un gust amar mâncării. Acum adăugăm usturoiul tocat. Amestecăm bine, avem grijă ca usturoiul să nu se ardă. Dacă usturoiul se arde, același gust amar va fi în mâncarea noastră, ceea ce noi nu vrem. Adăugăm și fulgii de porumb, de ardei. Amestecăm. Acum adăugăm 100 de ml de vin, poate să fie vin roșu, poate să fie vin alb, de care vreți. Și continuăm să gătim acest usturoi care va da un gust extraordinar mâncării noastre. Acum în acest sos adăugăm 300 de grame de macaroane pe care le-am fiert înainte. Eu când fiert macaroanele după ce le-am dat cu puțină apă rece, adaug un pic de ulei pentru ca ele să nu se lipească între ele. Mai adăugăm puțină sare. Și puțin piper. Acum adăugăm coaja de lămâie rasă. Și zeama de lămâie. Și mai amestecăm, ca toate aceste condimente să se împrietenească bine. Lăsăm pe foc până ce alcoolul din vin s-a evaporat, mai ales dacă dăm copiilor. A venit rândul creveților, i-am adăugat aici împreună cu sucul lor. O
O să observați că la orice, aproape orice mâncare pe care eu o gătesc, adaug usturoi. Usturoiul nu lipsește. Și nu pentru că așa mă cheamă, ci pentru că este foarte, foarte sănătos. Întărește sistemul imunitar. Deci folosiți usturoi cât mai mult la orice mâncare, oricând puteți. Acum adăugăm pătrunjelul. Lăsăm să fiarbă puțin. Totul s-a împrietenit aici în tigaie. Stingem focul pentru că mâncarea noastră este gata. După cum v-am spus, asta este o mâncare, una dintre mâncărurile cele mai ușoare pe care eu le-am făcut. Este adorată deopotrivă de asiatici, cât și de americani și, de ce nu, și noi ca români. Mie îmi place orice e cu creveți. Aceasta este mâncarea. Mai punem puțin pătrunjel pe deasupra pentru ornament. Poftă bună! Sper să vă placă această rețetă și să o încercați și voi. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă pentru a nu pierde alte rețete noi. Eu sunt Angela Usturoi. Vă doresc o zi bună, cu pace în suflete. Ne vedem data viitoare. Bye!